Dragii mei, sper că sunteți cu toții foarte bine. Și știți ce de fapt eu am auzit? Că Cătălin Măruță, este foarte foame de cele mai multe ori. Acolo, în platou, da. Am înțeles că nu-i mai plac snacks-urile, că nu știu ce, că nu știu cum. Și am gândit să-i vin în ajutor, să-i fac. Ardei umpluți. Evident, după rețeta mea proprie și personală. Da, eu am să-i fac ardei umpluți. Dar știți care este dilema mea? Eu sunt în continuare izolată la mine în casă. În curte. Nu știu cum vor ajunge ardei aceștia umpluți, delicioși. Garantez că vor fi delicioși la el în platou. Chiar nu știu. Încep cu ceapă. Am tocat ceapă. Ocălim, apoi venim cu morcov. Tot ce aveți în sezonul ăsta, e foarte multă verdeață. Tot ce înseamnă verdeață, nu contează. Aveți praz, perfect. Aveți mult pătrunjel, aveți mult mărar, nu contează. Ceapă verde, e perfectă. Totul punem în această compoziție pentru ardei umpluți. Așa, Cătălin, am avansat. Morcovul și cu ceapa s-au cărit. Aici avem cărniță pe care o călesc un piculeț și apoi am să o adaug în compoziția noastră mult dorită. Puțin sare, după gust evident, o să punem piper. A venit momentul mult așteptat, umplem ardei. Cu această compoziție care crede-mă că mi-a ieșit bine de tot, gustoasă. Dar că eu chiar să și mă gândesc în timp ce umplu acești ardei cu multă dragoste și compoziție, cum vor ajunge ardei aceștia la tine. Cum? Explicăm cum. Pentru că eu ți-am spus că eu nu ies din casă. Știi? Dar trebuie să găsim o soluție. Pentru că uite-te puțin cât muncesc. Cât muncesc ca să nu-ți fie foame. Ca să nu-ți mai fie foame. Și chiar vreau să ajung ardei ăștia cumva. Știi? Poate totuși peste noapte o să ne vină o idee. Și facem tot posibilul să ajungă ardeiuții ăștia la tine în platou cumva. Știi că am tot interesul să se întâmple asta. Vreau să guși din ei. Nu știu ce trecuțe arată. O să venim și cu apița. Cătălin, gata, am terminat ardeii, sunt pe foc. Sincer, sper să ajungă la tine, pentru că este în interesul meu. Se deguști din acești ardei și sper să-ți placă. Bine, la cât de foame ți este ție, eu cred că poți să-i mănânci oricum. Și la modul cel mai serios, când îți va mai fi atât de foame, rog eu frumos, scrie-mi pe Instagram. Și am să-ți fac cu mare plăcere.